Este scris că atunci când Moise, Aron și bătrânii conducători ai națiunii s-au suit pe munte la Domnul, au pus niște tineri să aducă jertfe, ardere de tot și jertfe de mulțumire. Adică în timp ce noi stăm aici și încercăm să primim cuvintele Domnului, sunteți datori și voi, măcar așa din când în când, să spuneți lăudat să fie Domnul. Amin? Să mulțumiți lui Dumnezeu că sunteți tineri într-o zi cu libertate, cu pace, aveți ocazia să vă adunați. Cred în mare sunteți sănătoși, aveți cele necesare. Dumnezeu să fie slăvit pentru vremea aceasta. De asemenea, ținând cont de tematica acestei zile, tânărul cu minte sănătoasă, vă amintesc tot din Scripturi că de aici ne putem inspira în felurite chipuri. Și vreau să vă aduceți aminte de acest episod, că 10 tineri s-o iau într-o zi cu un mandat, cu un salut, să întrebe de sănătate și să ureze pacea să fie cu tine și cu tot ce este al tău. Să vă dea Domnul pace din belșug, că și asta ține de sănătatea minții. Numai necazul a fost că salutul a ajuns la un om care n-avea minte sănătoasă. Era nebun. Însă, din fericire, era pe acolo și o femeie cu minte care a receptat mesajul și a salvat situația. Fie ne rugăm, ne-a rugat pentru aceasta, cuvintele sfinte să fie bine receptate de mintea voastră. Și astăzi, cel puțin cu astea două lucruri să vă întoarceți, să spuneți, am fost la Lugoș și am avut ocazia să lăudăm pe Domnul. Și de asemenea, să primim cuvinte și să le reținem în minte, Doamne, ajută! Așa cum zice în mod repetat cartea Proverbele, ia minte, ține minte, pentru că mintea voastră este mai potrivită, mai bună pentru a memora decât a celor în vârstă. Dragii mei, astăzi vreau să vă spun trei lucruri legate de tânărul cu minte sănătoasă. Primul, o minte sănătoasă trebuie formată. Și în privința aceasta vă recomand, aveți Scripturi la voi, vă pun să le ridicați, nu le ridicați. Poate cineva a luat-o din greșeală și altul a uitat-o din greșeală. Și nu neapărat asta e regula. Dar vă recomand, citindu-vă acum câteva versete din Timotei, 1 și 2 Timotei, știți că Pavel îi scria la acest ucenic, versetul 13, până voi veni, ia seama bine la citire, că asta pot și singur. Scrie aici, în capitolul 6, de la versetul, hai și în 4, să luăm la rând 4 cu 6, te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Mintea are nevoie să fie formată, hrănită, alimentată. 6 cu 3, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase, o minte sănătoasă trebuie să acumuleze cuvinte sănătoase. Învățătura care duce la evlavie, astfel de lectori și astfel de ucenici au boli, mândrie, alte boli. Și scrie în versetul 5 că asta face oameni stricați la minte. Ce diferență! Întorc pagina 2 cu 13, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit, ține-l. Vrei minte sănătoasă? Citește din Biblie și n-asculta orice predicator. Nu citi orice carte. Nu introduce în memoria computerului tău orice. Amin? Că să fie sănătoasă, să fie funcțională, operațională minte. Întorc încă o dată pagina 3 cu versetul 6, sunt printre ei unii și mai sunt și acum, care, versetul 7, învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștința adevărului. Ce tragedie!
să fii nelipsit de la cursuri, să nu fii învățat. Și dă exemplu pe doi care s-au împotrivit lui Moise, dar de fapt erau oameni stricați la minte. Și tu nouă, nebunia lor va fi arătată tuturor. Deci învățătura curată, sfântă, duce la o minte sănătoasă. Dar feriți-vă că mintea vă poate fi alterată. Scrie și în capitolul 4, versetul, citim de la 1, ca să vedeți cât de imperativă este problema. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care să judece vii și morți și pentru arătarea și împărăția sa, propădește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, că-și va veni vremea, și e venit, când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Așa sunt de afectați unii încât nici nu mai pot să consume alimente sănătoase. Vorbim în plan spiritual. Îi vor gâdi la urechile, sau de lucruri plăcute, își vor da învățători, după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr. Apoi dacă întoarcem urechile, astea sunt orificiile pe unde intră în minte. Când e vorba de a primi ceva sănătos, le închidem, și când e vorba de a primi ceva stricat, suntem colarea minte ca bieții atenieni. Să fie ceva nou. Și când le-a adus ceva bun, a zis, altă dată ascultăm, de data asta nu. Dumnezeu să vă dea o minte sănătoasă. Dar asta înseamnă o învățătură sănătoasă. Dragii mei, ce vă spun, încep toate cu aceeași literă, să le țineți minte. Deci mintea trebuie formată. Dar țineți minte că mintea sănătoasă se poate și pierde. Roman, capitolul 1. Vă citesc, e scris și trebuie să fie clar pentru toți. Cum zice Pavel, că dacă arătăm adevărul, ne facem vredni să fim primiți de orice cuget omenesc. Romani 1 cu versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. Puteți crește în casa Domnului cu șanse să vă formați mintea și puteți să vă pierdeți mintea. Și o să mergem pe F sau P. Se formează sau se pierde? Și din cât este, cum spunea Domnul, că celui ce are se va da și de la cel ce n-are se va lua și ce are. Deci 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, adică ceea ce v-am îndemnat înainte să-l slăviți, să-i mulțumiți, s-au dat la gândiri deșarte și inima lor fără percepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Cum? Versetul 28. N-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, de aceea Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Și vom vedea mai apoi ce se alege de o minte blestemată. Așadar, să ne fie formată mintea, nu virusată, să nu ne pierdem mintea sănătoasă. Vă mai citesc cele scrise în Psalmul 111. Aici este o cheie foarte interesantă de a înțelege, versetul 10. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, adică la ăștia deja s-a format și slava lui ține în veci. Ce înseamnă frica de Domnul? Puteți da diferite definiții, dar fiți atenți la ceea ce spun. A trăi conștient de prezența Domnului. Așa cum se amintea despre Iacov, s-a trezit, a văzut aici scara, acolo e poarta, aici sunt îngerii, acolo e Dumnezeu, eu sunt suvizorul lor. Ce spune el? Domnul este în locul acesta și eu n-am
știut. Și scrie mai departe, i-a fost frică. O frică bună, cum se spunea. Asta va dovedi că ai minte sănătoasă, că ai învățat ce trebuie despre Dumnezeu și că trăiești ca în prezența lui Dumnezeu. Te vede la fel de aproape în adunare, în pat, la școală sau oriunde. Te știe ce gândești, ce povestești. Asta e frica de Domnul. Dobândită. A trăi conștient de prezența lui Dumnezeu. Și nu doar de prezența lui Dumnezeu, de principiile lui Dumnezeu. Să știi ce vrea Dumnezeu, ce îi place. Și atunci, că se face văzut Dumnezeu sau că rămâne, cum zicea Solomon, că îi place să locuiască în întuneric, asta ține de competența și voia sa. Dar noi să trăim în prezența Lui. Chiar Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru iubit, ne-a spus, unde sunt doi sau trei, eu voi fi acolo. Și le-a mai promis apoi la ucenici, în momentul înălțării, eu voi fi cu voi până la sfârșit. Doamne, mulțumim de prezența Ta, Emanuele. Da, ăștia sunt oameni cu minte sănătoasă. Dar care au uitat și ce a zis Dumnezeu, au uitat și că e Dumnezeu pe aproape, ăștia și-au pierdut mintea sănătoasă. S-au înfălit că sunt înțelepți și au înnebunit, au schimbat și slava lui Dumnezeu și cunoștința lui Dumnezeu. Oameni care trăiesc ca în absența lui Dumnezeu. Cum zice, vă amintiți pe unii prin Biblie? Dumnezeu nu vede. Cel ce a creat ochiul să nu vadă, numele Lui să fie binecuvântat. Fie așadar mintea voastră și a noastră tuturora formată, nu pierdută. În al doilea rând, o minte formată trebuie să fie folosită. Care este folosul unei minți sănătoase? Vă citesc din Proverbe, capitolul 3, de la versetul 1. Fiule, nu uita învățăturile mele, păstrează în inima ta sfaturile mele, căci îți vor lungi zilele, îți vor aduce multă pace, să nu te părăsească bunătatea, credincioșia, adică trăiește frumos. Versetul 4. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Folosul unei minți sănătoase este favoare, trecere înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Tot în Proverbe scrie, în capitolul, cred, 13, zice în versetul 15, o minte sănătoasă câștigă bunăvoință. Să vă dau doar două exemple din Biblie, că pe asta le știm toți. Iosif trăia ca în prezența lui Dumnezeu, fiul lui Iacov. Chiar e scris, Genesa 39. Domnul era cu Iosif și Iosif conștientiza asta. Avea Iosif minte sănătoasă, avea principii morale. Ce a zis el când l-a ispitit soția lui Potifar? Vă citesc din Genesa 39, versetul 9. Cum aș putea să fac eu o rău atât de mare să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? El trăia ca înaintea lui Dumnezeu. Nu a spus Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, este în Canaan aici, sunt zii Egiptului, sunt la putere, sau Dumnezeu nu-i pe aici. Spune Scriptura aici, versetul 11, într-o zi când intrase în casă ca să-și facă locul acolo și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, nu l-a văzut nimeni. El și Doamna. A zis, e aici Dumnezeu. Și într-adevăr era acolo și l-a scăpat. Mărit să fie Domnul. I-a făcut Dumnezeu treceri la omul ăsta? În primul rând i-a făcut treceri înaintea lui Dumnezeu. A ales să-i dea descoperiri, să îl pregătească pentru funcțiile ce avea să le ocupe. I-a făcut treceri înaintea lui Potifar. I-a făcut trecere înaintea mai marului temniței, versetul 21.
Și apoi a făcut trecere în fața lui Faraon. Dintr-o singură ședință l-au numit mare vizir în Egipt. Avea minte sănătoasă? Da, a zis, nu-i niciunul să aibă înțelepciune ca el. Pentru că și colaborarea lui cu Dumnezeu l-a făcut să aibă această minte sănătoasă, n-a fost afectat de trăirea lui din Egipt. Și iată, folosul unei minți sănătoase, să capeți trecere. Luăm alt exemplu. Daniel, cartea ce îi poartă numele, citesc din capitolul 1, ăștia n-aveau pile, nu erau mulți să aibă șanse la vot. Versetul 17. Dumnezeu a dat acestor patru tineri, multe, dar lui Daniel a făcut ceva suplimentar, și scrie de la versetul 19, împăratul a stat de vorbă cu ei între toți, nu s-a găsit niciunul. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, eu așa îmi imaginez că și dacă nu știau ei dinainte din ce învățaseră la școală, Dumnezeu le dădea atunci. Îi găsea de 10 ori mai distorsi decât ceilalți. Eu nu cred că ei știau materia de nota 10 și ceilalți toți erau grămadă, neșcoliți toți de nota 1 ca să fie de 10 ori mai mult. Eu cred că Dumnezeu le-a dat mai mult decât era manualul școlar. Dumnezeu le-a făcut trecere. Mai mult decât atât. Scrie în capitolul 2, și dumneavoastră trebuie să știți, dacă vă place Biblia să o citiți, împăratul a visat, a uitat, a chemat aldeii lui să-i spună, a zis, nu se poate asta, numai zeii. Și așa s-a supărat și împăratul își permite să facă orice, mânia împăratului învestitor al morții, cum zice în proverbe, a dat poruncă să fie omorâți toți. Interesant. Când toți aceștia, în grup, au cerut clemență și amânare a sentinței, a arestărilor, împăratul nici vorba, zice, vrei să câștigați timp. Dar scrie în 2 cu 14, Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, 16. S-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme. Cum de pe ăsta l-a păsuit? Și-a zis, bun, ai vreme să te rogi. Ce minte sănătoasă avea și a făcut trecere, împăratul supărat, numai cât nu dăduse înlesnire la nimeni, ori îmi tâlmăciți acum, ori vă mor, și ăsta spune, nici eu nu pot acum, dar te rog să-mi dai timp. Și la ăsta e de vreme. I-a făcut Dumnezeu trecere? Da, mărit să fie Domnul. Apoi să știți că și vouă vă poate face trecere. Dacă e vorba că ți-ai pus și tu CV-ul pentru angajare sau undeva dai admitere sau știu eu, e vorba de o situație, una sau alta, în orice domeniu, se poate face trecere Domnul și la căsătorie și în orice domeniu, și în slujire. Dacă vrea Dumnezeu să scoată în față pe cineva, a pus în minte la filisteni să atace Israelul și evreii trebuiau să se apere, au ieșit toți acolo și Dumnezeu a dat planul de bătaie la filisteni, a ieșit unul în față să se bată cineva cu mine. În ăștia o intra spaima și ce-i vine în minte la Isai? Să-și trimită băiatul, să ducă ceva la frații lui și la căpetenia care era peste ei. Îl înzestrează cu Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu care îl însese cu ceva timp în urmă în casa lui Isai, că puteau să zică ceilalți sau puteau să zică David, bun, m-a uns Dumnezeu, dar cine știe asta? Nu s-a aflat? Păi dacă Dumnezeu vrea să te scoată în față, face culoar, nu? Îi pune să fie, să asiste, să te scoată în față cu spectatori. Și toată lumea a văzut și vecinii au aflat, s-a ridicat un om în Israel. Că bine a zis el când a mers împotriva filisteanului, că nu el, ci Dumnezeu. Frica de Domnul înseamnă să fii conștient de prezența divină, să trăiești ca înaintea lui. Și asta îți face trecere întâi înaintea lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu îți face trecere înaintea oamenilor. Amin? Dar dacă nu-i FIP, dacă nu-i folosi pagubă, că mintea sănătoasă odată formată aduce foloase. Mintea, dacă s-a pierdut sănătatea minții, dacă s-a virusat computerul, de acum ai pagubă, nu te mai poți folosi de el. Să vă dau un exemplu, este exact inversul. Să n-ai trecere nici înaintea lui Dumnezeu,
nici înaintea oamenilor. Hai să exemplificăm aceasta în persoana fiului risipitor, Luca, capitolul 15. Spune Cartea Sfântă că a zis, versetul 12, Tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Gândea înțelept? Un tânăr a plecat nu demult de acasă, pe privat. Și îmi zice, mama, uite frate, a plecat. L-am sunat, zis, băi băiete, a trece tu așa să te descurci singur la vârsta asta, presupune avantaje și dezavantaje. Eu nu mai vreau să ți le spun și apoi, după cât îi fii de cuminte, tu îi alegi. Nu știu ce planuri o fi avut el. Și tata i-a dat averea. Nu după multe zile, că era făcut planul, totul a acționat în pripă. A strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbalată, bietul de el. Ori nu și-a dat seama că banii sunt tot mai puțini, tot mai puțini. Dar culmea, ca să vezi paguba, nu doar că a pierdut toată averea. S-a dus, a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoar lui să-i păzească porci. Mult ar fi dorit să sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Auzi, nici măcar un coleg de breaslă nu o găsi să zică, băi, pune masa deoparte să mânci și tu, că ești flământ. Nimeni nu l-a mai băgat în seamă. Singur nu s-a mai descurcat sărmanul de el. Vestea cea bună e că i-a venit mintea la loc și la asta. A început să gândească. Și ce a zis? Câți argați ai tatăl meu, belșug de pânior, mor de foame și mă voi scula, mă voi duce și voi zice, tata, am păcătuit împotriva cerului. M-am pus rău cu Dumnezeu. Înseamnă că știa ăsta de cele sfinte, știa că a încălcat ceva porunci, dacă a zis că a păcătuit împotriva cerului. Și a zis, și împotriva ta. Și când i-a venit mintea, iată folosul înțelepciunii, a găsit trecerea apoi înaintea tatălui, chiar dacă frate său n-a vrut să îi dea trecere, și s-a trezit apoi la ospăț, fericit din nou. De cumva ați avut vreo astfel de pagubă, Dumnezeu să vă ajute să vă reveniți, să gândiți frumos, să terminați cu prietenii din astea păcătoase. Astea sunt distrugătoare. Că folosul înțelepciunii tocmai să te păzească de așa ceva, să ai favoare, să ai de-a face cu oameni buni. Și paguba, zice în Proverbe, hai să citim și asta, capitolul 16, versetul 22. Înțelepciunea e un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Zice în Proverbe 19:2, lipsa de știință este o pagubă. Asta v-am spus, folos sau pagubă, F sau P. O pagubă. Și cine leargă ne iubește înainte, așa ca fiul risipitor, o nimerește rău, că nu există hazard, numai providență divină. Scrie tot în Proverbe, capitolul 9, ce pagubă, zice aici despre oferta înțelepciunii, versetul 10, cine e prost să vină aici și lui fără minte? Îi zice, apele furate sunt dulci, pâinea luată pe ascuns este plăcută, el nu știe că acolo sunt morții, că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Dumnezeu să vă păzească. Dragii mei, rugați pe Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Mi-a venit imaginea asta în zilele astea, în timp ce predicam undeva. Înțelepciunea e locomotiva și după ea se agață toate vagoanele. Dar dacă vrei numai vreun vagon, vagonul nu merge singur. Dacă cer numai avere, poate rămâne acolo înțepenit pe șine și l-a agățat altul. Dar dacă de cumva primești locomotiva, apoi după ea se pot agăța toate. Și Dumnezeu a vrut să-i agațe la Solomon și ultimul vagon, o să-i dă și viață lungă. O să dacă, știe prin ce stații să meargă. Da?
Pagonul ăla nu l-a mai putut agăța. Așadar, Dumnezeu să vă păzească de astfel de pagubă. Că poți păgubi ceva în viață, dar dacă ai păgubit, ai lipsă de înțelepciune, asta e cel mai grav. Altfel spus, dacă nu ți-e bun o mână și trebuie să faci ceva cu două mâini, una de la tine și împrumuți una de la altul, nu? Noi punem mâna și ajutăm. Nu-i bun un picior sau orice alt organ din acestea, dar dacă nu-i bună mintea, te poate înlocui cineva? E organul care nu te poți, dacă mintea ta nu-i bună, nu te poți folosi de mintea altuia. Și în al treilea și ultimul rând, fericirea unei minți sănătoase. Că folosul nu-i fără satisfacție. Dacă ți se formează mintea, vei avea folos și vei avea chiar mai mult decât folos. Vei avea fericire. Iată ce vă citesc din Proverbe 2. Dacă vei primi, dacă vei păstra, dacă vei înțelege frica de Domnul, să trăiești ca în prezența Lui, Dumnezeu îți va da înțelepciune, El dă izbândă, ocrotește, vei înțelege dreptatea, judecata, nepăzirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta, cunoștința va fi desfătarea sufletului tău din jur, doar că vei fi deștept. Vei putea să guști fericirea asta. La fel spune în Proverbe 24. Citesc versetul 3 și 4. Prin înțelepciune se înalță o casă, prin pricepere se întărește, prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile. Și atenție! De preț și plăcute, auzi. Dumnezeu, dacă îți dă o minte sănătoasă, asta e o satisfacție. Nu doar că ai capacitate, știi, să descurci, are gust. Degeaba mânci saturi, dacă nu-i gustul bun, nu? Nu e aceeași situație. Să vă dea bunul Dumnezeu aceasta, amin? Foarte, foarte important. Spune, să citim și în Psalmul 119, dacă Psalmul 119 ni s-ar potrivi nouă, of, fericiți am fi. Să ne fie dragă nouă învățătura sfântă, numai cum scrie aici. Și cu ce cuvânt începe? Ferice de cei fără prihană în calea lor, ferice. Sau, tot de aici, versetul 160 și... Cinci, multă pace au cei ce iubesc legea ta. Da, o minte sănătoasă se lasă întotdeauna cu satisfacție. Te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Dumnezeu să vă ajute. Zice Solomon în Cartea Eclesiastul că altfel și el a adunat și a avut. Dar este un supliment, zice în 2 cu versetul 25, cine poate să mănânce să se bucure fără el? El dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. La ceilalți ce le dă? Grijă să strângă, dar fără bucurie. Să nu vă lipsească Domnul de bucurie, ci se vă dea. Scrie în 1 Timotei 6 că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din plin ca să ne bucurăm de ele, că și alții au. Dar lipsește bucuria, că asta face parte din roada Duhului Sfânt și asta vine de la Domnul. Numele Lui să fie binecuvântat. Aș vrea, cum v-am spus, dacă nu-i F, e P. Dacă nu-i fericire, e pedeaps. Și aș vrea să surprind, și aici se cad accentul din tot ceea ce spun, două domenii. Mă, voi sunteți tineri și mă înțelegeți. Un computer poate să fie defect în două moduri. În primul mod, e o defecțiune tehnică. S-a ars ceva în el și nu funcționează. Mintea noastră poate fi afectată prin
a fi afectată în plan fizic, fiziologic. Să nu funcționeze ceva, legături pe acolo, neuronale. Și în cazul acesta asistăm în vremea noastră datorită, cred eu, în primul rând, unor motive spirituale. Dar pot să se adauge și motive de ordin fizic, fiziologic, medical. Asistăm la tineri, chiar băieți sau fete, cu afecțiuni de categoria depresie și toate celelalte. Cândva am mers cu un frate la psihiatrie, pacea Domnului, pacea Domnului, băieți de-a noștri, unii tineri. Îmi spunea un frate, și la noi a fost descoperire, și vă voi cita din blestemele din Deuteronom, și zice, avem câțiva tineri afectați mental. Iată ce scrie în cartea Deuteronom, capitolul 28. Dragi tineri, nu vă jucați cu păcatul. Dumnezeu vă poate pedepsi luându-vă din minte. Cum spuneau grecii, când zeii vor să pedepsească, nu întotdeauna bat cu bâta. Uneori umblă la minte. Deuteronom 28 cu versetul 28. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minții. Vei bâșbâi pe întuneric ziua în amiaza mare ca orbul pe întuneric. Într-o pagină 65, între aceste neamuri nu vei fi liniștit. Nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îți va face inima fricoasă, ochii lânci, sufletul îndurerat, viața îți va sta nehotărâtă, vei avea groază oricând vine seara, oricând vine dimineața. Dragii mei, dacă vreți să aveți pace și liniște, hrăniți-vă cu cuvântul lui Dumnezeu, nu cu filme, nu cu pagini de pe rețele de socializare, nu cu vorbării deșarte. Feriți-vă de orice păcat, că Dumnezeu poate îngădui să vă slăbească mintea și s-a dus totul. Cineva se pregătea să-i facă cunoștință la un băiat cu o fată. Ca să afle că, de fapt, el e internat la psihiatrie, imediat s-a oprit. Ce să zic mai departe? Nu vreau să spun că Dumnezeu nu se poate îndura și nu poate salva și din aceste situații. Hai să spun forme mai ușoare. Depresie. Unii se căsătoresc. Și avem de-a face din nefericire cu unii care chiar din tinerețe. Mă refer aici în mod special la fete, la femei. Foarte multe femei au probleme depresive. Și plâng, și strigă, și se manifestă tot felurile. Și la băieți se întâlnește asta. Și numai nu te mai poți înțelege cu ei. Temeți-vă și nu vă jucați cu păcatul. Uneori sunt și probleme de la părinți. M-a sunat o soră disperată. Frate, copilul meu, 18 ani, pocăit. I-a cedat mintea. Zic, dar viața voastră cum este? Și acolo se scundea motivația. Domnul să vă păzească. Amin. Și să vă dea o minte sănătoasă. Foarte important. Nu uitați tot ce v-am spus până aici. Hrăniți-vă cu cuvântul. Feriți-vă, nu introduceți în mintea voastră lucruri rele. Ca nu cumva să cedeze sistemul nervos. Bătrânii aveau o vorbă. Doamne, ține-mă cu mintea întreagă și cu picioare, pe picioare câte zile îmi dai. Voi cu atât mai mult să vă rugați, că mintea trebuie să vă ajungă de acum până la bătrânețe. Amin? Cum vă spuneam, celălalt mod de a se defecta computerul este prin virusare.
Și pe unii nu că nu-i duce mintea și nu mai pot judeca. De exemplu, cine are depresie se învârte în jurul unui subiect și se gândește la asta 3 zile, în care poate să nu doarmă cu zi cu noapte. Și nu poate depăși subiectul acela. S-a blocat computerul. La alții numai virusat. Și când se deschide o pagină, se deschid numai pagini cu nebunii. Aici vorbim de capitolul imoralitate și vă citesc Efeseni capitolul 4. Asta e marea tragedie a tinerilor. Efeseni 4 de la versetul 17. Iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii de șertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată. Și care este starea unei minți întunecate? Străin de viața lui Dumnezeu, că trebuie să cam în absența lui Dumnezeu. Versetul 19. Și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dragii mei, băieți sau fete, voi ați auzit, dar răspundeți mie, de ce nu vreți să ascultați? Nu vă permiteți în relațiile premaritale prietenii care n-au o direcție concretă de căsătorie. Atingeri sub nicio formă. Spune Scriptura în Cartea Proverbele, ca să vedeți că aici cine are minte și cine n-are minte. Vă citesc Proverbe, capitolul 6, versetul 32. Cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. 7:7. Am zărit printre cine încercați, am văzut printre tine pe un băiat fără minte. Dar ce făcea? Vizualiza pornografie. Cam asta spune în continuare, că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă. Apoi m-a intrat în discuții cu ea. Bietul de el. Și spune în 11:22, tot în Proverbe, femeia frumoasă și fără minte. Este un inel de aur pus în râtul unui porc, că s-a găsit unul care să cumpere inelul. Necurat el, necurată ea. Dragii mei noștri, Dumnezeu să vă dea pricepere, că ispita asta e foarte mare. Să ți se pară când un băiat ți se adresează sau o fată când știu eu îți face ochi dulci și te ademenește. Și dacă n-ai mintiuță, cum zice românul, apoi ți se pare, cum zicea o fată, frate, dacă mă iau un băiat în brațe, îmi pare că sunt al treilea cer. Am zis, i-ai vedea tu când e picat de acolo cum e. Da. Și le se pare că dacă sunt curtate și un băiat dacă să-și permite așa să vorbească ușor, să facă băieții aluzii și fetele iluzii. Păi, un astfel de băiat nu este cu înțelepciune. O fată pe care imediat îți răspunde și poți să o duci așa, asta nu-i cu minte, nu-i de două ori nu-i cu minte, nu-i nici cu minte, cu înțelepciune, nu-i nici cu minte să asculte de mamă sau să stea niște acasă. Și asta e mare problemă. Domnul să vă dea îndurare. Rugați-L pe Dumnezeu să vă dea minte sănătoasă. Nu cumva să se îmbolnăvească mintea, să aveți depresii, să pierdeți pacea, să nu te mai poți bucura de viață. Și mai grav decât atât, că asta e chin solo. Să intri în relații păcătoase, asta e chin la dublu. Mai chinui și pe altcineva. Nu uitați așadar, F sau P. Mintea trebuie formată, nu pierdută și cât este. O minte sănătoasă are folos, minte bolnavă are pagubă. O minte sănătoasă aduce fericire. O minte bolnavă aduce
pedeapsă. Și nu e nimic mai grav decât să te pedepsească Dumnezeu cu rătăcirea minții sau să fii înșelat ca fiul risipitor cădus averea și-o cheltuit-o cu femeile desfrânate. O, ce s-a bucurat tata când s-a întors înapoi! Să vă ajute bunul Dumnezeu și pe voi să vă întoarceți cu inima spre Domnul, spre familie, spre cele sfinte și să avem de-a face cu tineri cu minți sănătoase în adunare. Domnul să vă dea îndurare deplină. Amin.